Bun salutare turor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim episodul, nu cu numărul 20, chit ca așa scrie și în timeline și în titlul se pare că ne întoarcem la în episodul 19 pentru că nu mi s-a salvat. Nu înțeleg de ce, dacă ați fost pe ultimul nostru live, ați văzut că nici care era de pe live cu Florenel Coman, nu s-a salvat, așa că știu că am jucat meciul acesta în episodul trecut, o să-i dau o simulare și vedem noi cu cine picăm. Simulăm aici meciul cu Napoli pe care l-am jucat în meciul trecut și nu vine secret cred că l văd pe Martine Striker. Fati și Dembele Benz, deci fati bandă Dembele bandă Martine Striker. Nu știu ce update o băgat în sfârșit în FIFA. Bine că nu mi-o salva meciul, îi dau rapid un quick sim. tot totul egal este bun, vedem că Jean marchează, deci până acum este în top. Dar Rangers-ul cu Sparta Moscova la fel, vedem că... E, e ce e egal și noi tot egal În care noastră vedem acum în momentul de față Dacă tot am avut beneficiul de a ne întoarce Vedem că în anul 2022 Balonul de aur se va da la o hazard jucător Care în continuare activează la Real Madrid O carieră totală realistă băieți Și pot să spun o carieră foarte realistă Sigur hazard va așca atât de bine și va da atât de tare combe cu la Real Madrid încă ce să vedeți, va câștiga balonul de aur. Înaintez, corect, corespunzător. Și am simulat de foarte multe ori, am jucat de foarte multe ori, se pare că de fiecare dată, de fiecare dată picăm doar cu Lazio, nu mai picăm cu Tottenham, lucruri care mă bucură sincer să fiu că am avut foarte, foarte, foarte multe partide cu Tottenham, am avut foarte multe partide și la, când eram la Arsenal, am avut foarte multe partide cu Tottenham, de fapt două la număr G perfect și când am fost la Real Madrid. De nou, Tottenham, Tottenham, Tottenham. Hai să... Hai să nu mai ne întoarcem la Londra acasă, că am mai folosit deja titlul ăsta. Îi dăm o simulare cu Atletico de Madrid, în care sperăm să pierdem dacă se poate. N am spus doar un la unul, se pare că Messi a marcat șansul Fati. Uh, fat, pardon, Joao Felix, hai că am vorbit dacă e Real Madridul 3 la 0. La, în episodul trecut am terminat fix cu acea statistică cu 22 de parte de 17 goluri, uh, 10 pase de gol, așa că o să sară peste pe meciul ăsta ca să nu mai adaug lucruri la statistică. Mi se pare că am simulat meciul cu Sevilla și l-am jucat pe ultimul, de data asta facem invers. Și cam am ajuns în aproximativ același punct, doar că ne-am mai cu Tottenham și uh, avem totuși măcar aceea statistică, urmând de nou meciul cu Real uh, dat, dar dat am văzut dacă nu mă știu Atletico Madrid a bătut Napoli, dacă nu greșesc. Chestia care nu se va mai întâmpla de data aceasta sau cine știe, îi dăm un ultim antrenament în care este se pare foarte aproape de 89 VR, un ultim antrenament înainte de semifinala Supercupei Spaniei. Și ce nebune cum au reușit Atletic Bilbao se bate și Realul și Barcelona și au câștigat în realitate mă refer. Dacă intru aici frumos la semifinale, vedem că data asta Real Madrid au câștigat la penaltiuri. Deci schimbă faza, nu mai vom juca din nou cu Atletico de Madrid, vom juca cu Real Madrid. Deci în cazul în care bate Real Sociedadul, ce surpriză mare, vom avea un mare meci cu Real Madrid în Super Cupa Spaniei. Deci să ne așteptăm probabil la un El Clasico, doar să nu fim foarte dezamăgiți. Da, frumos la Squad Hub și normal cel mai bun de la noi este clar Ter Stegen cu 90. L avem pe Martinez cu Young De Jong de 90 fix cu la Glei de 89 și Cărjan 88. Să știți, guys, că vom intra în top 4 dacă vom crește în OVR, cine știe. Și la 89 OVR în FIFA 5 cum vom fi. Vom fi, vom fi ceva surprinzător, dar înaintăm. Și de data asta jucăm pe echipa clasică am mai jucat cu Real societate și uh, în semifinale, dacă nu greșesc în momentul în care... Ba nu, am jucat tot prin cupă, dar nu în, în Supercupa. Avem, uh, normal, Cârjan se poate mândri cu un, uh, până acum cu trofeul de Europa League uh, câștigat cu Arsenal. Uh, cupa, uh, campionatul câștigat cu Real Madrid și Super Cupa tot cu Real Madrid. De fapt și un trofeu de Champions League, nu știu ca finala, dar să pun trofeile în, uh, acolo în uh, vitrina lui să văd acolo, uitați am trofeul ăsta, ăsta și deja are o Super Cupă, dar cu Real Madrid să vedem dacă va reuși printr-o minune să ajungă și la Barcelona. Cu Tino este bandă, deci cred că o repara bugurile. Deci nu pot să cred că zic ceva, deci cred că chiar asta va fi titlul episodului. FIFA a scos, nu, o repara bugurile, deci nu vine să cred. Atacatul este atacant, apărătorii sunt apărători. Benzile sunt benzi, pentru că cu o poate juca și cam, dar și LW. Martin Martinez cum să mă gândesc că s-o obosiți. Am sufat la fel, dar nu pot să cred, băiatul băiatule, cu reparat bugurile. Bă, vă dat FIFA 21, nu mai are așa multe buguri din 1000 mai are 999, dar nu contează. Sau bine, acum fiind o carieră cu Cătălin Cărjan, mamă, Cancelo acolo în Real madrid Băta bă, dacă am multe așa, Sanchi, Sanchi, prea multe transferuri așa între voi, nu vreau la că rușine. Și asta se transferă de zis că te Carjan, tot la fel. O stat un sezon la Barcelona, pac! Se duce imediat și la Real Madrid, zici că-s fix eu, oh, hai băieți înaintăm frumos. Nu pot să cred, bă, deci eu cam jocam. Nu vine să... Deci mai urmează să joc cu Național României Să-l văd pe Stanciu că nu mai este CDM Doamne, când fac și cruci mai când mă gândesc Etalin Carjan, Bă, avem bens, nu pot să cred așa ceva Dembele o pasă în față Și acolo îl prindem, vedem frumos pe Jesus Îl lăsăm Mam, hai că o jucat-o pe asta Deci 3000 IQ și ă, 6 stele la schemul Nu și o treabă cu Jesus Martini sunt sfârșit la să băieți să tu striker și nu poți ca cu tine striker. Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan la balon, Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan, așteaptă un efect frumos la un șut slăbuț. Te duce la vincul, într-adevăr, dar nu prea am a așa tare. Putinio, perfect, lui Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan, până și așa mingea a trimite, da, în offside am sigur. Tot așteptam să dei, dar arbitru nu ridica faniul. Nu? Este ok, băieții data asta pe atac, jucătorul cu numărul 9, care în realitate este și transferat, dar în care era noastră nu s-a făcut transferul, pentru că n-am început care era dinainte. Cătălin Carjan o pasă foarte bună și le așteptăm pe Jesus, hai, momentul tot din nou, dacă iar o salți de la singurel, o fază frumoasă, Cătălin Carjan cu un efect, de nou un șut slăbuț și apără portarul lor cu lejeritate am fugeam să cer pasă, dar cam târziu. Hai, sper că este vreun aparator de-a nostru. Bun. Suntem guys bun și pe stângă sau doar pe dreptul? Suntem bun pe toate? Suntem bun pe nimic. Cătălin Carjan la balon, Cătălin Carjan, vede un spațiu liber, Cătălin Carjan Cătălin Carjan s că am închis spațiu și bar și nu pot să cred că s-o să, să mingea, să sparg. nu pot să cred. Cătălin Cărjan, din nou, nu știu cât apasă pentru Jesus, doar că Jesus se cam întârzie puțin cu pasa, Cătălin Cărjan, de data asta intră frumos, gol în semifinală, Uu, bucurie mare, așa frumos, începem bine, începem bine, Cătălin Cărjan, frumos, cu tot ce trebuie, în prim plat, avem și poză pentru timeline, cineva acolo un timid în spate acolo, să uită la cărjan cum de faci cu like-ul, cu ridică pumlu, Up! Si, cu toate acestea le vedem pe Cutinio, Cutinio, Cutinio ne așteaptă și... O fluiera și albetru fisc când trecea cărjan printre Am înțeles, cu toate acestea se termină prima repriză cu 1 la 0. Golul frumos marcat al lui Cătălin, Cărjan, real societate doar un singur șut pe poartă și ăla atât de slăbuz încât nici nu cred că l-am pus la editare pe clip, adică nu a fost nicio fază să spui că mamă ce ocazii mari pentru real Sociedad dar înainte frumos Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan, hai, am înțeles, Cătălin Cărjan totuși reușește să ia minge acolo, hăt, o întoarcere, o mai dăm a doua oară, printre, am dat un 3-2 oameni, nu au atins-o niciunul, și se pare că Sule transfer confirmat la Real Madrid Sule ne-o trădat. Sule într-un final se pare că a plecat la Real Madrid. Și da, e la Anglei cu Pamecano în apărare. Un cu un transfer trădător. Deci nu pot să cred. Chiar o să stau la Nu Numără deja că pleacă și Cancelo am înțeles. Este perfect acolo. Carjan Îl așteaptă pe De Jong, îi dă pasul cu lui Coutinho. Atacul nostru și Cărjan direct în portar. Cazi mare. De Jong la balon din pasa mărețului Cătălin. Vedem când ne vom întâlni de nou cu Real Sociedad, dar nu va fi următorul meci. Pentru că urmează cea mai probabil finala. Cătălin Cărjan, o preluare în plus. De ce am mai făcut preluarea aia? De ce mi-a făcut caracterul preluarea aia? Puțin dacă o atingea era frumos și offside de la portul, perfect. Intră Oscar în echipa adversă pe poziția de C, -a -a, vor juca de nou împotriva lui Oscar și se se vedeți. În sfârșit, Martinez striker pentru prima oară de când la Barcelona, de nici nu știu, de foarte multe luni. Hai să blocăm pe băiat bun, că văd că stau prea mult băieții. Atenție, iese și Coutinho, perfect și intră și Leonel Messi din nou pe partea cealaltă, pe cealaltă bandă. Avem un atac cu Martinez, elegant, o intrat și Messi. Ce mai vrei altceva? Cărjan, direct în Oscar, cu liber, nu pot să cred unul la 1. Dar atacul nostru ce mai probabil zic că, că bă, nu prea suntem de acord cu o treabă. Nu prea avem stamina, guys, și te sușcăm și finala cea mai probabil. Totuși avem un atac destul de bun, de Jong, frumos, îl așteptăm, Lionel Messi, Lionel Messi. Messi, stă să se și dă pasă după jumătate de ori, după ce eu cer eu, pam. Messi, Messi la balon, ne dă mingea și dacă o dădea mai încolo, mai după puțin timp era perfect. Martinez, Martinez și o dă lui Cărjan, Cărjan o pasă perfectă lui De Jong și gata băieți, calmi. Cu pe atac, aia zic, de un gol în minutul 91 din plus 1, un gol venit la timp și ce pasă lui Cătălin Cărjan. Supărat are portarelul, înțelegi deci, Uitați-l aici frumos, un călcă elegant și cum l-am așteptat. Mama acolo, pas, Na, nu, ce pas, pasă a fost mai frumoasă decât gol, Na, nu, Uite, pasă acolo a fost perfectă. Golul lui De Jong îl vedem chiar acum, că e primul lui gol din Supercupă din super cupa din sezonul acesta și gata, easy peasy lemon squeezy, te n bait, subscribete n la acest canal de YouTube, Neaparat cu clopoțelul activat și urmează ce să vedeți o surpriză mare, El Clasico, cu Sule probabil la apărare, va fi o, o echipă în care vom juca împotriva balonului de aur, noi nota 10, Gărjan se va întâlni fostă echipă, Sule si întâlnește fostă echipă, probabil că în va după va fi debuta, fix împotriva foste echipe Doamne ce interesant Ia înaintăm, ta, am avut două, 3 zile am crezut că avem vreo 5 Nici o treabă suntem măcar titulari Cu stamina vai de capul ei și surpriză mare Se pare că Sule nici nu are vreo șansă să joace la noi Dar doar scurios curios să vedem dacă mai schi la squad hub Sau dacă a fost vreun bug vreo ceva L-am văzut să-mi lor dar Era în perioadă... da nu mai Sule gata adios a, și acum al vrea Manchester City una, am înțeles. Mai sunt jucători care sunt posibil să plece de a unii pe transfer, ar noi in prospect. Am înțeles, a, nimic, ultra wow. Păi, înaintăm imediat cu stamina noastră foarte tristă, foarte tristă. Cu tine o bandă, Ne Striker cu Dembele pe partea dreaptă. Deci Dembele pe partea dreaptă, apărarea noastră aproape la fel, echipa e fapt aproape la fel. Și da, uite, după restartul o să vedem că Sule joacă potriva noastră, potriva lui uh, locuit cu Ramos. Deci avem un Robertson, Sule cu Varan și cu Fernandez, cea mai probabil este Nacho, Courtois în poartă, mijlocul Valverde, Odegaard, guys, Odegaard care ne-a furat loc în finala Champions League, Hazard cu Marais, Benz și atacantul lor care au venit de la împrumutul de la Borussia Dortmund, Brazilianul care joacă poți adică fâș, cam el o mai rămas că imobile cred că au plecat, Asta e final, vamos, real, A fost și în finala noastră, se pare că vor juca pe Estadio Santiago Bernabeu, această finală, bă, băieți, joacă la Bernabeu acasă. Huiduit, gata, acum e momentul că jucam chiar la Real Madrid acasă această finală de Super Cup, chiar că dacă s-ar fi întâmplat în realitate, mă gândesc că ar fi primit cum au o primit lui Sfigo, adică direct acolo cu capete de porc aruncate, prechete, huiduieli. Vedem pe Cătălin Carjan, o pasă foarte tare dată la Martinez, Martinez așteaptă momentul să trimită printre și Cătălin Cărjan, nu, 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 nu. Nici o treabă, nu, 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 nu. Ver pe băieți, fix pe stadionul lor. Fix înapoi la real acasă, nu ne permitem. La cât de bun simt, ține în țin, jur, sigur, că așa suporterii. Dar, gata, ne oprim aici. Gol împotriva fost în asta echipe, fix în finala Super Cupei. Deci că față familială, dar eu nu, eu nu sunt aici, eu nu, eu, eu, fac o dramă, eu vă explic situația care s-ar fi întâmplat în realitate care urca cu capete de porci, cu nu știu ce, cu brichete, cu duel și mi-a spune, da, Sule e față familiară. Apăra aici, băieți, apărarea extraordinară, se pare, se vede că nu mai este Sule la Barcelona, de aia jucăm. Ocazia lor pe atac, o... El a fost Odegar, nu? Da, numărul 21, Odegar. Ați văzut cum a ștat? A ștat o șutat? O șutat în poartă, de s-a dus în partea opusă. de -aia el l-a lăsat pe Odegar, e prea bun, guys, e prea bun. Acolo direct Cătălin Cărja la Martinez 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 nu i-a cerut pas, nu i-a cerut absolut nimic Ați văzut, s-a rătat Acum mai cer Ce încerc acolo, dar m-a făcut apărătorul lor Hop, acolo, foarte bine băieți Îi dăm una mai în față Martinez Aproape Aoleu, putea să dea pasul că mai bine dacă se putea dar cu toate acestea se oprește această primă repriză și vedem, am tăcut, se pare că jucătorul Dormund chiar a evoluat foarte bine pe acea poziție de Iodat dat la revenirea i-o cu numărul 9, deci este oficial atacantul lor de bază. Noi avem totul bifat cu like de la domnul nostru antrenor, dar se poate altceva și avem un singur șut pe poartă și -a la gol, la curatețe de 100%, mi se șoptește în cască. Se pare că Corea s-a transferat la Spurs, după ce Corea ne-a episodul trecut ne-a dat gol, bine, nu s-a mai întâmplat asta în cariera noastră pentru că ne-a au de să nu mai salveze fixierele și ocazie mare al lui Odegard, a de nou un super shot al Odegaard Mul Mulțumim că te o băgat pe teren este și atacantul lor și... Ah, a, nu, Imobile încă se află la Real Madrid, se pare. A, ah, intrat Imobile, gata, putem stăm așa pe spate. Ce facem? Uite, stăm. cu sigur nu marchează Imobile. Cătălin Cărjan la balon, Cătălin Cărjan. Danul de Debele, Dembele. Ha, acolo prin trebun. Din nou de Martinez. Martinez, din nou ne așteaptă. Și preluarea prea lungă a lui Cătălin Cărjan. Cât de aproape, Dar nu știu ce Martinez o opriște și nu-i cer pasă, Îi cer pasă de abia în momentul în care văd că nu mai are nicio șansă de a gol din cauza faptului că s-a oprit. Catalin Carjan nu este făcut de către Varan. Da, aproape, da. Valverde pe atac, să avem grijă. Opa, Robertson. Se pare la imobile, imobile. Acolo am scos eu portarul. -a, am scos prea mult și și tu continuare. Am apăsat puțin pe Y, vina mea. arez de nou gol în finala Super cupie. Am, am apasat, adevărat. Am Vă apăsat o pe butonul ăla de scoatere a portarului, dar puțin, bro, puțin. Păi non-stop. A, vina mea, îmi pare rău. A, am înțeles, Cătălin Cărjan înaintează totuși, s are mingea, sare tot, o pasă la Martinez. De data asta nu mai are voie să mai oprească și apără curtoare. Știa că trebuie să cer pasă ca un bulangiu. A, trebuia să cer pas. Să o Leo dacă cer poate să nu-i bine, dacă ai nu-i bine Au apărat-o curta să o izbi total în Deci Adică o de gard nici măcar să stă în locul lui nu știe Cărjan bine acolo, Leonel Messi, Leonel Messi U, Mamă cum a intrat Valverde acolo Băi, perfect printre picioarele, mele, și se oprește asta repriză gol de 1 la 1 și în super final, dacă s-ar putea această finală, în realitate ar fi extraordinar să lungească partida. Dar ce să vedeți, timp mai mult să fie Carjan jurat pe Santiago Bernabeu, se pare că a intrat Fabian în locul lui de Jong și cred că s-au făcut toate schimbările. Dar nu, s-au făcut doar 3 schimbări. Cârjan pe partea aceea, îl vedem pe Lionel Messi, Lionel Messi, nu știu de ce vrei să duci tu striker, Lionel Messi. Immobile pe atac, imobile, bun, blochează acolo, încă una, încă una, încă una, încă una, da acolo cu capul cumva doar să fie mingea lovită. Macar îl mi opresc că de cât puțin faza, jucătorul la Fabian cred că era astăzi, uita Martinez acolo pasă la Odegaard, care îl vedem pe imobile, imobile foarte în spate, acolo cazi Cazimare, Hai băieți, intrați, intrați, intrați în el, 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 intrați în el că nu mă supăr. Ce albetru ține continuare de minge? Hai că... Mai ține, mai ține Eu, albetru ține de minge, am vorbit dacă îi ține de timp. Ce? Și... Am încercat o dacă se picioarele Marez. Se pare că ajungem la cea de-a patra repreză cu în continuare de 1 la 1. se intră și Müller în locul lui Valverde. Mendy pe partea aceea, avem ceva probleme. Deci, Jesus în locul lui Martinez, noi vom fi lăsați până la final, guys. Are credere domnul antrenor în noi, ca în cazul în care se vor ajunge la penaltiuri. Face o treabă bună, din păcate ratăm și fugim. Băgăm viteză mare. Vedem acolo foarte bine, foarte bine acolo Fabian cu viteza lui. Hai Fabian, pasă la Leonel Messi, Leonel Messi. Il vede pe Cătălin Cărjan, Cătălin Cărjan Pas. aici în atac Știi de ce s-o încurcat între ei? Nu pot să cred Capă băieții pe contraatac sau nu? Ocazie mare în față Da, to a fost ha, Mare ocazie în față Se pare că din cauza acelei ieșiri A portarului Care puțin au început totuși din fața mea O să ajungem la penaltiuri Scorul de este 1 la 1 Care vom sta și ne vom uita la mingi Imobile. Aici pe atac, shoot pe lângă imobile, v-am zis, nu marchează. Eu mi-am dat cuvântul, nu marchează. Messi, shoot, cam frumos. Barcelona conduce Müller. Opa, Müller, să vedem ce va face. Adios, guys. Jesus și el pe final. 2 la 2, 2 la 0, pardon. 2 la 0, Mendy, dacă Mendy e în să bată, nu știu cât penalty. Bun, 2 la 1. Faza importantă, bate și Fabiana, poate ne lasă și pe noi să batem, ar fi. 3 la 1. Ceva îmi spune că dacă apără Steyrsteg în această lovitură a balonului de aur, guys, a balonului de aur, jucătorul care a primit balonul de aur acum puțin timp, azar se lo pregătește și apără Stegen nu poți nici am, -am mai unde mai este farmec, cu am mai bătut nimic. Am înțeles, Steyrsteg în aduce Super Cupa la Barcelona, noi ne bucurăm acolo prin varan, că trecem prin varan, nu-i problemă, balonul de aur, un șut, bă, un șut la sigur, dar te așteagă cu mâna aia sfânt, nu prea știu ce să zic. Păcat arăta foarte bine în time sincer, să fiu, să mă cu acolo la penaltiuri, să zic baza de final cu penaltiuri cu toți jucătorii, se bucură pe stadion și ce să vedeți, Barcelona găștigă Super Cupa pe Santiago Bernabeu. Încă un motiv în plus ca Cătălin încărjan să fie injurat, mai ales că au fost și singurul jucător la Barcelona care i-a marcat. Bucurie mare, clar, cătorul meciului trebuie să fie numit de Stegen, capitanul, deci a da, ajuns ca el să fie capitanul. Bine, în realitate, ori ca Messi, dar nu ca din primul minut și ce să vedeți, în un nou trofeu acolo în spatele, acolo lângă capitan, suntem, și noi foarte frumos. Ne bucură că avem trofeu, o în palma, ne luăm în brațe, bucurie mare. Am inteles, FIFA o decide să fie un joc extrem de bun, mi-a dat crash. Mi-a dat crash jocul și nu cred că s-a salvat. A, ah, băi, ce are FIFA ăsta în ultimul timp, că mor cu el. Deci, se pare că nu s-a salvat automat, nu este nicio salvare automată. O să dau un quick semnul nu mai joc din nou, că dacă iar îmi dă crash, n-am ce să-i fac. Se pare că de Dembele de și Lăutaro au marcat data aceasta, 3 la 1 trofeul tot la noi ajunge, ne imaginăm că realitatea a marcat, chit că o să o statistică, am înțeles, gata, măcar mi-am găsit titlul oficial și vă știți prea bine pentru că de aia ați dat click pe acest script, nu, să vă spun, nu clipul se va numi mai probabil FIFA și bucurile, că le rezolvă pe unele, altele, am înțeles. Mare meci cu echipa de pe locul 7 meci, Potriva unora care am mai jucat deja în acest episod, Dembele, Lautaro și Dembele, Dembele se pune să marcheze dacă Lautaro și Dembele sunt posunați pe pozițiile care trebuie, normal că jucătorii noștri încep să dea gol. Se pare ceva normal și hâți cu 8, 10 și 9 OVR, bă băieți, am făcut 89 OVR și se pare că căjan are 99 Agility. Meci în cu Celta, meci pe care și pe acesta îl simulăm. Nu ne facem nicio grijă. Dar fi trebuie să ne facem grijă. Cărjan a dat gol, Lăutaru, Cărjan și Cărjan. Am, Am avut și cupa, Asta e noroc o ștare în cupă în uh, cariera noastră. Urmează meci putriva echipei de pe locul 15. Hai că, băi, totuși locul 15. Mă gândesc că pe ăștia măcar ar trebui. Intra și Messi și Piani și Giza și Cărjan. Singurul marcator din tot meciul. Revenim, mai marcăm și noi însă mai dau acolo cu câteva goluri. Și avem un ultim Mare meci ce se vedeți, sunt potriva echipe de pe locul 15, meci, la fel pe care le vom simula, pentru că nu văd rostul de a juca cu echipa decât i-am dat 5-0 în simulare, nu i-am dat o dublă, l o dublă și am mai dat un gol și am adversarul nu știu un, un poartă, n-avea rost să jucăm cu echipa ca aceea în care probabil de îi dea mult mai multe goluri, chiar n-avea rost să jucăm. Vedem că Atletic Bilbao se întărește, Lorente vândut. Uh, dar l-au adus pe Corona Barcelona Se pare că fac câteva transferuri foarte interesante Pianici este out Deci o marcat Pianici și l-au vândut Atacantul nostru la sfândi care tot ziceam primul Nu știu cum îl cheamă Red White Cum s-ar pronunța Nu știu Out Cancelo out cu tine out Pianici out Deci se pare că avem uh, Jucători care și-au trecut acolo Adică cu tine o și -o pus frumos acolo, bă, uite, predic trofeul, scăpitanul echipei Barcelona, dar atâta, out, de sume foarte mare și normal că s să vândă 4 jucători pe 160 și-au dus pe 140, Romanioli și Walker, bă, e ok, e ok, chiar e interesant, iar aici, la Real Madrid, la fost în echipă, Musaila O venit, dar disule nu zice nimic. Dar normal, Benz pe care le avem? Benz, Ansu de 83, Messi 87, Tricau de 83, Dembele. Bă, culmea că... A, da, te avem și la dublu, dar nu ne prea putem mândri cu ei. Ansu pe stânga ce ar mai juca și el cât de cât. Dembele poate și el, pe Tricau cu Messi pe dreapta. Bă, măcar e bucurăm că Martinez s-a făcut 90 de acum stă el. Acolo noi 89, suntem în top, suntem al nu știu câtelea. Suntem oficial al cincilea, cel mai bun jucător din echipa Barcelonei ca OVR și este pe locul în top 4 dacă excludem portarul. Deci dacă de acum cred că prin animație sau încălzire o să apărem și noi. suntem singurul jucător care nu are față. Trebuie să dau, dau în jos. Deci da, este fix singurul jucător care nu are față. Iar jucători de la Academie, de la ei, au... A, ba, nu uitați. Hm, de 68 și 70 e baza. ei păi, băieți, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod în care urmează din nou meci cu Real Madrid și vă rog foarte frumos un mic spam pe premieră sau în comentarii în care să îmi spuneți vreți să joc în episodul următor și acest meci împotriva lui Real Madrid să spuneți dacă vreți să mai joc din nou tot pe Santiago Bernabeu, tot pe Stadionul lor știm deja echipa, mai jucat în continuare cu el dacă vreți să ne axăm pe Champions League și ușor ușor să câștigă trofeul, pe ușor ușor să trecem și în sezonul următor în care ce să vedeți în sezonul următor o să avem meciuri pentru calificare în care vom vedea clar dacă reușim să trecem de Germania și Portugalia, dar dacă îi batem, ne vom califica la Euro 2024. Băi băieți, dacă vă plăcut foarte mult acest episod, neapărat apăsați pe butonul de like pentru a susține această serie. Eu mă gândesc sincer să fiu să mai continuăm cu un sezon. Ca în sezonul următor să batem, să vedem ce va face România cu Germania și cu Portugalia și dacă vom reuși să ne calificăm la Euro 2024. După care să vedem dacă avem șansa la câștigarea unui balon de aur ori în iarna aceasta care va urma adică din sezonul următor sau peste două sezoane cel târziu. Deci vom continua această serie până în iarna lui 2023 sau 2024. Depinde dacă apăsați pe butonul de like, comentariu sau pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Băi, băieți, sunt două săptămâni mare care era în Liga a doua din România. Trebuie să ne grăbim puțin și cu arela asta cu cărjan, să câștigăm un balon de aur, cine știe, sau măcar să facem furor la euro. Băi, băi, numele meu este Desvorești, să aveți o zi extraordinară. Dau frumos cum au ul așa în vârt. Vă salut!